Te-ai întrebat vreodată ce faci dacă nu ai bani să plătești OneDrive, Google Drive, iCloud Storage și așa mai departe? Sau pur și simplu ce faci dacă pur și simplu contul tău pur și simplu s-a dus? S-a compromis, gata, nu mai ai acces la contul tău. A picat serverul de la Google, a picat serverul de la Apple, a fost hackerit serverul și nu mai ai acces la datele tale. Pozele alea mișto de vacanță pe care le-ai făcut pe telefonul mobil, le-ai uploadat în cloud și puf, gata, nu mai există. Lăsând gluma la o parte, astăzi vom vorbi despre un NAS. Și nu NAS-ul cu care respirăm, NAS, ci Network Attached Storage. Sau mai bine spus, un cloud personal. Pentru că dacă stai să te gândești la nivel super, 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 super de bază, este propriul tău norișor online pe care îți poți salva datele. Și în zona aceasta există tot felul de soluții. Ieftine, scumpe, mediocre, proaste, bune și așa mai departe. Punându-mi această întrebare, uite așa, am găsit un produs care, băi, nu că le face pe toate, le face într-un mod de la în care nu a trebuit să stau să-mi bat capul la un nivel extraordinar de mare despre cum să setez produsul, cum să-mi setez calculatorul, cum să fac conturi, cum să fac useri, cum să. Și astăzi vom vorbi despre această cutiuță micuță, care poate fi norișorul tău personal. Bine, nu e chiar norișor, că e destul de solid, dar uite ce mic și compact și drăguț e. L-ai conectat la internet și ai acces la fișiere de pe telefon cu iOS, telefon cu Android, telefon din browser, laptop, desktop, ești pe partea cealaltă a pământului sau inclusiv pe lună, norișorul tău este gata să-ți livreze absolut tot conținutul pe care tu l-ai salvat. Și cu data asta are și o opțiune de backup total. Gata, ai apăsat pe buton, a făcut backup la tot. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi, mă rog. Cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Acum să trecem la lucrurile noastre. Întrebarea mea sau întrebarea ta probabil e de ce ai avea nevoie de așa ceva. Adică nu mai bine pur și simplu folosești un serviciu de cloud și cu asta basta. Corect, poți să folosești un serviciu de cloud și cu asta basta, dar totdeauna există riscul prin care pur și simplu ți se poate compromite contul. La modul cel mai serios. Ai uitat parola, nu mai ai acces la mailul de recovery, nu mai ai numărul de telefon și aici vorbesc la modul cel mai serios pentru că am avut un cont sincronizat, sau mă rog, legat cu un număr de telefon la care am renunțat, am uitat parola, they remember password, trebuia să-mi trimită codul de verificare pe numărul de telefon. Evident că nu mai știam numărul de telefon și nimeni dintre prietenii mei nu-l mai aveau pentru că l-au șters, pentru că l-am schimbat și uite așa s-a dus naibii contul. Al doilea scenariu. Uite, poate ești un creator de conținut, nu știu, și tu la rândul tău ai un canal de YouTube și faci videouri și uploadezi videouri și poate, cine știe, YouTube și Twitch pe canalele de streaming, de gaming și așa mai departe, există șansa ca videoclipul tău să fie dat jos fără să știi de ce și poate nu-l mai ai salvat local și ai pierdut tot videoclipul, toată munca. Și așa mai departe. Ca și creator de conținut, poate nu ai întotdeauna chef să-ți păstrezi local toate videourile, toate pozele din toate proiectele și așa mai departe. Așadar, un astfel de cloud personal e foarte util în momentul în care vrei să faci o arhivă, dar nu o arhivă mică gen backup 2020, poze mare august. Nu. Gen, faci backup la tot felul de streaming, video, gaming și așa mai departe. Faci poze la videoclipuri, conținut. Practic poți să faci backup literalmente la tot folderul din Adobe unde ai tu proiectele. Și cu fișierele neprelucrate și cu fișierele prelucrate și cu asset-uri și așa mai departe. Poți să descarci, de exemplu, toate videoclipurile de pe canalul tău personal de Twitch sau de YouTube în ideea în care vrei să le arhivezi și să le ai pentru totdeauna. Sau poate vrei să faci stream către un alt device care nu suportă YouTube sau poate vrei să faci stream direct pe un monitor. Și aici e vorba și de hardware-ul acestui sistem, mini sistem, hai să zicem sistem,
În ideea în care avem și un port HDMI, cumva are și o funcție smart, atât de smart încât nu e la fel de smart ca un TV smart, dar aproape de smart și abia aștept să vă arăt acest lucru. Evident, nu am avut acces la așa ceva până acum pentru că nu am simțit nevoia de așa ceva. Uite că am pus mâna pe acest produs care se dedică persoanelor basic, să le spunem așa, adică utilizatorilor de rând care nu are neapărat cunoștințe tehnice, dar și power userilor care au nevoie de o astfel de flexibilitate, inclusiv celor care au o companie și au nevoie de un astfel de storage la care să aibă acces o grămadă de persoane. Și prin o grămadă de persoane mă refer la foarte multe conturi, cu foarte multe permisii și așa mai departe. Dar pentru scopul acestui videoclip o să-i facem un setup simplu, ca și cum ar fi acasă. Și streaming pe diverse device-uri și așa mai departe. Hai să vedem mai întâi despre ce este vorba la capitolul hardware, cu ce se mănâncă acest dispozitiv, cum se configurează, de ce se configurează așa și, bineînțeles, să vedem și cum acționează, cum salvezi fișiere, cum descarci fișiere și, bineînțeles, pe platforme gen Android și iOS sau de pe un oarecare alt desktop Windows sau cu Linux, deși cu Linux nu am la îndemână. Dar e cam același lucru, pentru că acțiunea se petrece în browser. Pentru acest videoclip vom avea nevoie de un hard disk. Bine, putem folosi și două pentru a face RAID 1, dar nu este cazul pentru că nu cred că suntem atât de ghinioniști încât să crape acesta cât timp filmăm. Este un Seagate Barracuda de 2 TB. Mergând mai departe către sistem în sine, este foarte mic, foarte compact. Pe partea din spate, hai să ne uităm prima și prima oară, ventilator pentru a răci sistemul, două porturi USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0A și două porturi Ethernet de 2.5. Asta înseamnă putere foarte mare de transfer date. Mai departe avem un pin de reset și mufa de alimentare. Pe partea din față avem mai multe elemente, printre care butonul de power, LED-uri care indică diverse moduri și diverse stări ale acestui sistem, one-time backup, un al treilea port USB 3.2 generația 1, iar aici avem o implementare foarte interesantă cu o tentă estetică asupra felului în care scoți sau bagi hardurile. Fii atent, ai un căpăcel care este prins magnetic, foarte interesant, foarte lucios și care prinde amprente. Aici avem două bay-uri care se deschid ceva de genul acesta și aici bagi hardul. Și pentru că tot suntem la capitolul acesta, am să pun hardul înăuntru. Este tool-less, practic pur și simplu îl pui așa, poftim, asta e tot ce trebuie să faci. Mi se pare foarte ușor de folosit, mai ales pentru home userii care nu au neapărat cunoștințe tehnice. L-ai pus aici, a făcut click, ai pus invers capacul și cu asta basta, este gata de utilizare. Tot ce trebuie să faci este să tragi un cablu de internet direct din router, iar dacă routerul nu permite acest lucru, va trebui să-ți cumperi un switch sau un router care să permită acest lucru, ca el să poată fi mapat pe rețeaua ta de acasă. Iar acum hai să trecem la partea practică a acestui mic experiment cu un NAS la noi în birou. Iar aici am în Firefox câteva taburi deschise, printre care aici, pe primul tab, am prezentarea produsului cu destul de multe detalii făcute în stilul Asus. Dacă intri pe site-ul de la Asus și intri la secțiunea de laptopuri, laptopuri de gaming, vei observa că informația este destul de similar aranjată. Mai departe, în ideea în care vezi produsul, ai cumpărat, nu știi ce să faci, pur și simplu cauți prin site sau pur și simplu un search pe Google how to set up și te trimite către acest link, Getting Started. Iar mai jos sunt câțiva pași foarte, foarte, foarte simpli, explicați într-un mod pe care rar l-am văzut la diverse companii. Îți spune de la început ce face fiecare LED, ce înseamnă semnificația felului în care se aprinde și așa mai departe. De asemenea, ai posibilitatea să faci setup-ul și de pe telefonul mobil. Mai sunt două taburi. Unul se numește Asus Store Data Master, un link pe care îl găsim aici, în partea din dreapta, și este un fel de overview asupra fiecăror funcții pe care le are acest NAS. Am descărcat o aplicație, se numește Asus Store Control Center. Deschid aplicația și în momentul acesta pot să dau un search
pe rețea să văd dacă am sau nu conectat un astfel de device. Chiar dacă am menționat mai devreme, țin să menționez și a doua oară că este foarte important ca acest device să fie conectat ori la router, ori într-un switch care este conectat la router. Acesta a fost bipul pe care l-așteptam. În momentul acesta sistemul este inițializat și dau click pe scan. Deja l-a găsit, îmi arată adresa IP, modelul AS5202T, serial number, MAC address și așa mai departe. Click pe acest buton unde îmi arată că nu este inițializat, o să deschid în Firefox. Aici avem două opțiuni. Cea mai simplă și cea mai simplă pe care o voi folosi pentru acest videoclip este One Click Setup. Click te anunță. Toate datele care sunt stocate pe acest hard disk vor fi șterse și nu o să mai poți să faci backup niciodată. Așadar, în cazul în care ai un hard disk pe care aveai ceva date, nu uita să faci backup, după care pui hard disk-ul în acest sistem și îl configurezi. Bun, ne întreabă dacă vrem să ne înregistrăm cu un ID. Nu vreau momentan, deși pentru tine dacă îl folosești ar fi extraordinar pentru că ai mai multe beneficii. Iar în momentul acesta se va inițializa și interfața. Evident, voi pune linkurile în descriere pentru a fi mai ușor de găsit. Și uite, asta este interfața de utilizare a acestui device. Cât se poate de simplu, deja pot să mă duc aici în File Explorer, unde am diverse foldere. Pot să creez foldere, pot de exemplu să-mi uploadez, știu și eu, 462, nici mai știu ce e asta. MSI Afterburner, deja pot să-l pun aici și să-l actualizez pe drive, pe propriul tău drive cloud. Ceea ce mi se pare foarte interesant și avem și funcția de recycle bin. Și este un recycle bin al serverului, nu este un recycle bin al calculatorului, să spunem așa. Deci, practic, dacă ai șters ceva din greșeală, mai ai ocazia să-l recuperezi. Opțiunea de external devices. Aici poți conecta stick-uri, hard-discuri externe sau orice alte medii de stocare prin intermediul porturilor USB. Un alt aspect interesant pe care l-am observat este o integrare cu aplicații, sau mai bine spus, e un fel de magazin de aplicații de unde putem instala diverse, hai să le spun module, dar practic nu sunt module și nu sunt nici aplicații, sunt mai degrabă funcționalități. Și aceste funcționalități poți, de exemplu, să le aplici în funcție de nevoile tale personale. Una dintre ele ar fi acest Asus Store Portal, de exemplu, sau acea integrare cu Google Drive sau OneDrive Business sau Dropbox și așa mai departe. Online Help. Ei bine, ăsta este prietenul tău cel mai bun. Ai forum, descărcări și, bineînțeles, acel college de care v-am spus mai devreme, cu diferite topicuri, diferite niveluri de skill-uri. Și, bineînțeles, după ce treci prin toate aceste lucruri, poți spune că ești un profesionist care s-a învățat singur să folosească un astfel de dispozitiv dincolo de nivelul de power user. Am instalat 3 dintre aceste aplicații. Una este Remote pentru portal, una este AI Data pentru gestiunea datelor și una este AI Master. AI Master pentru gestiunea serverului în sine. Ne-am conectat la server prin 4G, deci practic pot să fiu în altă parte a lumii și eu să am acces la propriul meu cloud. Aici mă anunț, you are using the AZ Connect service to relay to your Asus Store NAS, bla 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 bla, access speed may be limited. Under this mode, file transfer speeds and times are limited. AI Data, aici voiam să ajung, pentru că este cloudul tău personal, via Cloud ID. Aici avem afișate acele foldere pe care le-am arătat din File Explorer. Și practic, bine, nu pe iOS, dar pe Android aș putea să am o gestiune de fișiere ceva mai avansată. Dar la nivel demonstrativ, așa îți poți accesa de pe un dispozitiv mobil cu iOS, dar evident și cu Android, propriul tău norișor de acasă. Iar pe Android, managementul de fișiere este mult mai bun decât pe iOS. Bun, în final aș vrea să mai vorbesc despre Asus Store EZ Sync, o altă aplicație ce îmi poate selecta sau ce îmi poate seta un folder sau mai multe foldere care să se sincronizeze cu acest NAS. Hai să-i dăm start. Host IP or Cloud ID sau am opțiunea Select NAS. Dau click, îmi scanează rețeaua,
mi l-a văzut aici, Asus Store Review, click pe el, click pe OK, admin, că ăsta este username-ul meu, parola, connect, bla bla, nu mă interesează în momentul acesta. As a connect has been enabled, files can be now synchronized from anywhere with an internet connection. OK. OK. Bun, aici avem două opțiuni. Two-way, adică dacă șterg ceva de pe NAS, se șterge și din folder, dacă șterg ceva din folder, se șterge și de pe NAS. Sau am opțiunea PC to NAS, NAS to PC. PC location. Hai să selectăm folderul cu downloads, de exemplu. Dăm OK. NAS location. Dăm aici. As a sync, please select a folder, new folder. As a sync to folder, selectăm folderul, dăm OK. Bun. Next. Aici pot selecta diverse filtre. Nu o să fac acest lucru. Finish. După ce am făcut setup-ul în această aplicație pentru desktop, putem intra pe browser. Selectăm aici As a sync manager. Click pe el, putem instala evident aplicația pe care am menționat-o mai devreme cu AI Data sau Download AS, ce este o aplicație pentru desktop. Dar nu ne interesează în momentul acesta, ne interesează să vedem dacă ni s-au sincronizat fișierele. Am zis că fac un folder TUF folder, dublu click pe el și poftim, uite aici fișierele. Cam asta ar fi de spus despre setup-ul cel mai de bază al acestui NAS și despre cât de ușor poți să faci acest setup la tine acasă. Hai să mai vorbim și despre alte aspecte și tehnice, dar și practice ale acestui NAS. În primul rând, ai o licență de 4 camere IP. Adică, nu știu, poate ești acasă, vrei să-ți pui tu niște camere de luat vederi, de securitate și așa mai departe. Poți instala până la 4 camere gratis și, bineînțeles, poți salva acele date pe storage-ul acestui NAS. Poți să le vezi oricând și, bineînțeles, poți să faci stream direct către aplicație pe telefonul mobil. A doua chestie interesantă, am menționat-o mai devreme, dar o menționez și acum, este acea conexiune de 2,5 gigabits. Avem două porturi, adică poți să bagi două mufe RJ45 în spate și folosește link aggregation. Asta înseamnă că din două conexiuni la internet fac o conexiune mai puternică cu o lățime de bandă mai mare. Nu o să intru în detaliu, dar poți crește viteza până la 5 gigabits pe secundă. 3 ani garanție. Dacă e, nu știu, să crape ceva sau habar n-am, se strică, ai 3 ani garanție la acest produs. Un alt aspect interesant este destinat gamerilor. În cazul în care ai un canal de gaming și faci streaming pe YouTube Gaming sau pe Twitch și așa mai departe, în timp ce folosești ori un program software, ori o soluție hardware, gen o placă de captură, în momentul în care tu faci stream-ul, acest NAS îți poate salva și îți poate face backup la stream în timp real. Practic, în timp ce tu te joci, el face și backup-ul și înregistrează filmarea pe cloud. Și ultima chestie pe care vreau să spun despre acest NAS, avem o conexiune prin HDMI 2.0a. Asta înseamnă că poți să faci streaming 4K către un dispozitiv sau către un ecran care are această compatibilitate. Poți să-l folosești ori pe post de media center, asemenea unui Smart TV, dar nu la fel de rapid ca un Smart TV datorită celeronului dinăuntru. Ai un browser integrat, ai YouTube integrat, Netflix, Firefox și bineînțeles multe alte aplicații în această zonă media. Per total, mi se pare un produs ușor de implementat și asta mi se pare un avantaj. Desigur, prețul lui de 2000 de lei poate pentru unii nu este neapărat justificat. În schimb, dacă știi să dai două clicuri, trei clic dreapta și să introduci un mail și o parolă, cam asta este tot setup-ul pe care l-ai de făcut. Cam asta ar fi de spus pentru acest produs. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate. Întrebarea mea pentru tine este: cum ți se pare ideea de a avea propriul tău norișor personal în ceea ce privește backup-ul și așa mai departe? Ok, atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Salut!